De toate l-aș pomeni cu, așa, cu mult drag pe Părintele Marian Constantinescu. Iată, deja sunt 10 luni de când a plecat în Împărăția lui Dumnezeu și care tot spunea să vin și n-am ajuns atunci, am ajuns acum. Să-l pomenim cu drag pe el și sigur să-i pomenim pe părinții Sofian Boghiu, pe Părintele Nicolae Bordașiu. Ar fi multe de vorbit. M-am gândit ca acest cuvânt al meu, pe care îl voi spune așa din suflet, nu înainte de a-i mulțumi Părintului Paroh, Părintului Bogdan Telean, pentru toată dragostea și pentru așa bucuria și bunătatea Sfinției sale de a mă invita astăzi aici și a-i spune atât, așa, sufletește și fără a-l măguli sau a-l linguși. Sfinția sa trebuie să-și facă datoria, propagandă, nepropagandă. La noi în biserică nu facem propagandă, noi facem mărturisire. Mărturisire și mărturie, punem cuvânt bun. Dacă din vari motive unii sau alții percep ca mărturisirea noastră fiind o propagandă, nu mai este treaba noastră. Noi în biserică ne facem datoria, că cine vrednici suntem, nu am făcut altceva decât ceea ce eram dator să facem. Deci să-și facă, să-și ducă în continuare lucrarea și mărturisirea, indiferent de ce se mai aude pe la colțuri, că numai în pomul fără roade nu dă nimeni și de gura lumii nu vom scăpa niciodată. Ce îi leagă pe Sfântul Calinic de la Cernica? Aici aveți mari ocrotitori. Sunteți binecuvântați a vă bucura de binecuvântarea a trei mari ocrotitori spirituali. Sfântul Mare Măceniște Măduitor Pantelimon, Sfântul Calinic de la Cernica și Sfânta Paraschiva. Ce îi leagă, în primul rând, pe Părintele Sofian Boghiu, pe Părintele Nicolae Bordașiu, de Sfântul Calinic de la Cernica? În primul rând, așa cum ne leagă pe toți, ne leagă Dumnezeu. I-a legat și pe ei Dumnezeu. Întâlnirea, însoțirea și îndrăznicirea cu El, aspirația aceasta, idealul acesta al mântuirii lor și a noastră. Părintele Sofian Boghiu, între 1932-1940, a fost elev al seminarului monahal de la Mănăstirea Cernica. Iată un aspect. Părintele Nicolae Bordașiu, împreună cu Părintele Roman Braga, la un moment dat, într-un pelerinaj la Mănăstirea Cernica, îl descoperă acolo, făcând Sfânta Liturghie în biserica din Ostrov, pe Mitropolitul Nicolae al Rostovului, care era în vejenie la noi, fiindcă știți ce era în dincolo, în Rusia, și el era apropiat și cunoscut al Patriarhului Nicodim Munteanu. Și odată cu el și cu alți monarhi viețuitori din Rusia veniți aici, între ei era și Părintele Ioan Culâgin sau Ioan cel Străin, fost viețuitor la mănăstirea Optina Pustina de lângă Moscova din Rusia, din Mare Lavra a marilor stareți ruși, pe care Părintele Nicolae Bordașiu cu Părintele Roman Braga, membrii ai Rugului Aprins de la Mănăstirea Antim, au venit și au spus Părintelui Stareț Vasile Vasilache și mai ales Părintelui Daniel Sandu Tudor și Părintelui Sofian Boghiu de acest Părinte Ioan Kulygin. Și iată, au venit, l-au invitat și l-au adus la Mănăstirea Antim și i-a învățat pe ei rugăciunea lui Isus, acest Părinte Ioan Kulygin sau Ioan cel Străin. Iată, Ioan Kulygin, nu întâmplător, căci nimic nu e întâmplător, tot e proneator, după cum spunea Părintele Galeriu, ajunge în Lavra Cernicăi, care în timpul Sfântului Calinic de la Cernica avea peste 350 de viețuitori. și care înainte vreme l-a avut stareț pe Marele Părinte, pe Sfântul Gheorghe, unul dintre promotorii și precursorii sau pionerii curentul isihast, a isihazmului și a rugăciunii minții sau a inimii la noi. Contemporan cu Sfântul cuvios Paisie Velikicovski, care făcea același lucru în Moldova, la Mănăstirea Neamț, venit din Ucraina și care între timp a fost, cum bine știm, viețuitor și în Sfântul Munte Athos. Și apoi, deci, îi leagă pe toți Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim. Și iată rugăciunea inimii. Rugul Aprins, unde inclusiv icoana Rugului Aprins, în mijlocul căreia este Maica Domnului în rug de foc, în rug care ardea și nu se mistuia, așa cum, citind în Cartea Ieșirii, vedem că a făcut Moise, a trăit Moise acest moment pe muntele